Slovă de gradul al treilea se conferă domnului Gheorghe Știrbu, șef al secției construcții, gospodării comunale și drumuri al Consiliului Raional Orhei, pentru merite și succese deosebite în domeniul de activitate, precum și cu prilejul cele de-a 22-a aniversare a independenței Republicii Moldova. Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Iurie Lean. Domnul Știrbu. Diploma de gradul al doilea se conferă doamnei Valentina Filimon, secretar al Consiliului Local Ghetlova, Raionul Orhei, pentru merite și succese deosebite în domeniul de activitate, prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Iurie Lean. Guvernul Republicii Moldova se conferă doamnei Vera Căruntu, primar al Comunii Donici, pentru merite și succese deosebite în domeniul de activitate, precum și cu prilejul cele de-a 22-a aniversare a Independenței Republicii Moldova, pe ministrul domnul Iurie Lean. Și acum, cu deosebite emoții, fiindcă urmează veteranii războiului de pe ministru, vreau să dau citire încă numele câtorva combatanți, cărora li se oferă diploma Guvernului de gradul 1, domnului Vitalie Dulgher, veteran de război, pentru patriotism, curaj și spirit de sacrificiu manifestat în anii 1991-92 în luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. Prim-ministru domnul Iurie Lean. Domnul Vitalie Dulgher. Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul 1 se conferă domnului Vasile Roman, consilier, Consiliul Raional Orhei, pentru patriotism, curaj și spirit de sacrificiu manifestat în anii 1992. În luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. Prim-ministru Republicii Moldova, domnul Iurie Lean. Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul 1 se conferă domnului Vasile Stelea, prim vicepreședinte al Consiliului Teritorial Orhei al Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova, pentru patriotism, curaj și spirit de sacrificiu manifestat în anii 1991-92, luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Iurie Lean. Domnul Calciu, eu vă rog să vin. Ați diploma domnului Dulgher și să transmiteți cel puțin într-așa un cadru solid.